cuma fotoğrafını çekelim. Un loc istoric foarte frumos. Dacă am ajuns la cascada, care este un obiect foarte interesant și vizitat de foarte mulți turiști. Deci un loc extraordinar, creat, o creație a naturii, care nu cred că mai compară cu ceva. Dar suntem într-o poveste, o poveste de minune, cu fel de căpcări, cu fel de fel de locuri așa grele, că cineva te păzește, cineva te pândește. Și e cam de data, clar că vara este altă priveliște, dar și acum iarna este foarte frumos. Cascada a înghețat o parte, apa cade în gheață, a format un soi de gheață, este rău de frumos. Și în jur, uitați-vă și stânci, misterii absolut, misterii și o frumusețe extraordinar rară. Probabil că aici câteodată vine o apă foarte mare, se află într-o vale așa, într-o râcă foarte mare, probabil că de pe dealul se strânge apă mult, vine încoace, vede că aici e ceva așa strașnic, dar spune, ceva foarte interesant. Nu fost că am ajuns la mănăstirea Safarul, este o mănăstire foarte vieții. Nu spun Domnul că mi-a dat putere să ajung aici. Este să fie sunt deja sunt la 3 oară aici. Am mai fost și vara, clar că vara e altă place. Dar oricum este un sănătim care prin soția lui. Deci eu vreau să spun că cei care nu au văzut aceste locuri în noapte, numai decât îi sfătui să vii în coace, să vadă. Sunt în Moldova, nu chiar așa de multe locuri, dar totuși sunt locuri foarte, foarte tărești, foarte, foarte frumoase. După asta am să vizitez vizitesc biserica, trebuie să facem și columnare în cinstea, să ne trecem în cinstea noastră, în cinstea celor care nu sunt cu noi, în pomenirea celor deja care nu mai sunt cu noi, și Dumnezeu să ne ajute să ajungem cu bine și acasă. Da, e foarte frumos, foarte frumos, foarte. Uitați-vă ce înghețar s-a format aici. Clar că el nu mai îngheață, fiindcă apa curge permanent. Dar oricum, asta, uitați ce frumusețe, dragi. Mă închipui astea, noaptea să fie aici, probabil că este așa ca un mister, ca o legendă, care este o legendă veche. Apa se acumulează aici și printr-un râvuleț merge de vale. Se vede că cândva au fost așa niște căderi de stâncile astea și dacă ele sunt depozitate aici. Adică continui drumul care merge de la cascadă. E ca după cum vedeți niște stânci de piatră, niște pietre foarte mari căzute din pereții ăștia sau din stâncile astea mai mari. Uitați-vă ce frumusețe este, pietrele astea s-au acoperit cu mușchi, clar că aici permanent este udeală, soarele nu mai pătrunde, numai nu știu când, poate vara când e soarele sus de tot, atunci poate că apare soarele și aici. Dar acum clar că e, dacă în afara mănăstirii este asta dezghețat tot, chiar și soare și mai departe, deci este că gheață s-a menținut, este cu mult mai rece, chiar când am intrat aici pe teritoriul mănăstirii, am observat un frig așa, un rece, că e rece de-a binele. Și ia că asta e ce ține de mănăstirea Zaharnăcuș, mi-a ajutat Dumnezeu, vreau să mă mai sui acolo sus undeva, unde este chiar un loc tot de vizitat de toată lumea și aș vrea să văd și locul ăla, să văd mănăstirea de sus, de pe deal. Și iacă aici râulețul care curge de la cascadă, a format o semi-cascadă, o cascadă micuță. Uitați-vă că gheață peste tot și apă pe desubt merge, înseamnă că totuși rece, este foarte rece.
Dacă să ajungi la cascadă, trebuie să urci numai decât scara asta. Decât scara asta. E o scară așa, mai mult improvizată decât scară. Așa, chitită de cineva, așa. Nu prea meșter. Și, ia că uitați-vă cât e de frumos. Așa că, vizita asta se lovește și niște, așa e o vizită romantică. Că oricum nu mai avem împrejurul casă unde trăim, noi nu mai avem așa locuri care te face în măsură să te simți, poate și obligat să vii încoace, să te închini la cei care au trăit aici, în vechime, cineva asta, sigur asta s-a sacrificat sănătatea, viața și mai departe pentru a se ruga pentru noi toți, Dumnezeu să ierte care nu sunt viață, Dumnezeu să le dea sănătatea cei care mai sunt și activează în zona asta. Mergem mai departe. Și iată iar un loc destul de frumos. Adică un loc destul de frumos, uitați-vă. Ce, iar ce stâncă enormă. Enormă. Mă echipă când trage o ploaie puternic și tună. Of, Doamne, trebuie și băși o leacă să te strângă în spate. Dar, nu nimic. Bănuiesc, s-ar putea și de încercat și treaba asta, că nu mai suntem chiar de cei cu frica în sân. Ia uitați-vă ce zgomot, ce apă cum curge. O, ce frumusețe. Ce frumos se aude apă de oște. Sunetul apii ăsta. Dacă pe acolo lumea circulă, merge pe acolo, sunt niște locuri unde lumea intră și se mai roagă, așa, unde trăiește geto daci. Foarte frumos. Nu vor chiar să pui întrebarea cum le-au supraviețuit în locurile astea așa atât de nevoioase și de tot de grele. E, asta-i. Deci continuăm ceva să mai vedem. Dacă era o mică cascadă, stați poate sus așa. Uitați-vă ce de misterios aici. Deja că ne apropiem de seară. Un copac care a căzut. Apa curge. Și că am ajuns la mănăstire la expoziția de holubi. Diferite, am uitat ce frumusețe. Hai, mănâncă, draga mea, mănâncă. Ia-te, uite cum se corcolesc ambii. Frumos. Diferite specii. Uite ce coadă are frumos. E că mai sunt. Și alte specii ce se odihnesc deja. Hai încoace, vin încoace, dragul meu, vin încoace. Frumos. Dacă e că mă și mai vizităm. Vedeți în deal acolo ce frumos. E că mă și vizităm. Aici era o roată, mă să sărătie acum. Nu mai lucrează, că deja s-a defectat, au trezit, izvorul a rămas, curgă, dacă aici e o cărțulie deschisă, apă și credință, izvorul vieții, rezina, și uitați-vă ce lebede, ce frumos, ce foarte frumos, da? Ce de mare frumos, și cum de lor nu le frig, dragă, uite niște rețuște, cum mă afuși la Sfânta Biserică din Zahărna, unde se duc și slujbile. Am fost în biserică, am pus câteva lumnarele pentru sănătatea tuturor membrilor familiei. Sper să merg și mai sus, cu muntele celor, dacă avea putere să mă sui. Foarte frumos. Am ne ajută la toată lumea să ajung aici. Dacă asta e un loc unde se coboară la mănăstire, lume. Că și avem trebuie de suit și sus, dar nu mă mai sunt sui sus, că e foarte nevoios și lunic. Că acolo sus la cetățuia aia, foarte frumos. Am fost acolo vara, am fost. Aici nu merg, cred că nici construcții mai merg. Mă chibă că ne-au zic soareci frumusețe așa. Suntem ca într-o groapă așa dâng, că acolo se văd construcții, mai construiesc, clar, trebuie construit, fiindcă
lumea iubește să vii să viziteze aceste locuri și trebuie construit. Ei, cu asta finalizez. Finalizez vizita mea la Mânsne Saharnă și în acest bun să ajung acasă. Doamne ajută!